Propunerile legate de internet Wi-Fi în trolebuze. Domnul Murgoș, dumneavoastră le-ați primit și dumneavoastră sau au ajuns numai la primărie și dacă ați analizat, au fost de-a lungul timpului câteva oferte și compania de telefonie mobilă și alții. Mai este de actualitate proiectul ăsta? Nu? Are posibilitate de a merge sau nu? Dar aș vrea să fie, dacă facem așa ceva, atunci să fie cu acces liber, nu o singură dată pe zi, să aibă o capacitate de trafic acceptabilă, adică nu o chestiune doar pentru a zădărâ, ca să spun așa, călătorii. Spuneți. Domn primar, sunt 4 companii din municipiul Chișinău care au dat interesul de a colabora cu noi referitor la internetul în troleibusele, mai ales aceste noi. Asta e compania Moltelecom, Orange, Moltcel și Starnet. Noi cum lucrăm cu ei și în viitor, eu s-o cot cel mai apropiat, această întrebare va fi hotărâtă și în troleibuse vom avea internet. Deci, vă rog, pregătiți un caiet de sarcini, desfășurați un concurs, dar în caietul de sarcini puneți condiții mai avantajoase călătorilor față de ceea ce am mai văzut prin altă parte.